Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Este joi, abia aștept această zi din săptămână, cum și dumneavoastră sunt convinsă că la fel o așteptați cu mare drag, pentru că știți foarte bine că părintele Calistrat Chifan de aproape 3 ani, în fiecare joi, este aici în studioul nostru. La fel se întâmplă și astăzi și discutăm despre călugării care au ales să ducă o viață departe de lume, cei care s-au dedicat postului și rugăciunii, cei care îl roagă cu îngăduință pe Dumnezeu să fie milostiv față de noi ceilalți care mai săvârșim păcate. Sărutuna, Părinte, bine ați revenit la noi. Cu respect și Doamne ajută la toți care ne ascultă sau ne urmăresc. Mi-amintesc că mai de mult primisem o întrebare pe Facebook noi la o altă temă pe care n-am adresat-o atunci că nu era relevantă, în care o persoană ne spunea că fiul său își dorește foarte mult să fie călugăr și nu aceasta ar fi problema, ci vrea să fie un călugăr pusnic. Da. Tema pusniciei este vastă și am să încerc să o iau dintr-o margine ca să avem și o istorie a pusniciei și un fond al acestui lucru. În primul rând, chemarea pentru Dumnezeu pleacă de la două lucruri importante. Mântuitorul Iisus Hristos întâi le-a spus apostolilor: lăsați toate cele care le faceți voi, vă voi face din pescari de oameni, pescari de pești, pescari de oameni. Deci apostolii sunt primii oameni care au părăsit lumea și au urmat Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea și Mântuitorul spune: voi sunteți martorii mei în cer și pe pământ și voi participați sau sunteți alături de mine și lucrați alături de mine la noirea lumii. Să stați în Ierusalim ca să luați puterea de sus, nu vă depărtați de Ierusalim, apoi mergând învățați toate neamurile din Ierusalim până la marginile pământului. Și psalmistul David ne spune despre acest lucru: în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Odată cu răspândirea creștinismului a apărut și acel text al Evangheliei, care există în Evanghelie propriu-zis, îl găsim și în Evanghelia la Matei, îl găsim și în Evanghelia la Marcu, spune așa: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă a lepăda cele ale lumii și a urma lui Dumnezeu? Găsim tot în Evanghelie spus de Mântuitorul Iisus Hristos: cel ce lasă mamă și tată pentru mine, vrednic este de mine. Cel ce lasă frate, soră, soție, copii, holde, țarine, casă, masă, pentru mine, vrednic este de mine. Și cel ce iubește mai mult țarina, casa, masa, soția, copiii, lumea, nu este vrednic de mine. De aici începe propriu zis punctul cel mai înalt și mai adânc al misticii creștine, prin modelul Ioan Botezătorul, crescut de Sfânta Elisabeta în pustie, ascetul absolut, ascetul mistic desăvârșit, crescut de îngeri, hrănit cu hrană sălbatică, cum ne arată Evanghelia, n-a intrat foarfeca în barba lui și în părul lui, n-a băut sichera, n-a băut băutura amețitoare, un om curat, cum spune înger în trup, și cel mai mare om născut din femeie. El este cel care la Iordan vine și spune întregii lumi: cel ce m-a trimis, acela mi-a zis că peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, acela este. Apoi, ca să vezi Duhul Sfânt ca un porumbel, trebuie să ai ochii minții deschiși, sau cum se spune în misticele orientale, în religiile păgâne, pentru că și au frânturi de adevăr, este vorba de ochiul minții. Deci vorbim de, ei spun, de deschiderea chakrelor. Noi nu vorbim de chakre, noi vorbim de ochiul lui Dumnezeu, care este legat de puterea conștiinței curate din om, de puterea rugăciunii și a luminării sufletului și a luminării inimii și a minții, cum spune Palamaș și Simeon Nou Teolog, și apoi vorbim de vederea mistică. În rugăciunea lui Iisus avem treptele și doar nu mai le amintesc așa din fugă: rugăciunea minții, rugăciunea cea din minte și din inimă, rugăciunea inimii, rugăciunea de sine mișcătoare, rugăciunea în uimire, rugăciunea în extaz, vederea duhovnicească și răpirea. Astea sunt niște trepte firocalce pe care le-au atins anumiți pusnici, cum a fost, vom vorbi astăzi chiar de Ioan din Munții Sihlei, totdeauna îmi place să vorbesc de el, mi se pare autentic și absolut că în secolul XIX noi am avut încă aceste comori în Munții Neamțului. Ca oameni care vorbeau cu Dumnezeu de la egal la egal sau față către față, asta e o mare taină. Mergând înapoi unde am rămas noi la Ioan Botezătorul, deci el dă primul startul
pusnicului sau ascetului desăvârșit. Și în secolul III găsim cei doi mari corifei sau cele două vârfuri ale ascetismului, viața idioritmică și de obște, adică 2 și 3 și viața de ordine, de ascultare, și îl găsim pe Marele Antonie cel Mare, care avem dedicată și o parte din Filocalie și cuvintele de învățătură, și ne aducem aminte ce înseamnă mistica înaltă și, făcând o chintesență, auzim la Sfântul Antonie, așa vin filozofii și îl întreabă: o, Antonie, dacă tu nu ești școlit, de unde știi atâtea lucruri mari și atâtea cuvinte mărețe pe care nimeni nu le-a mai auzit și nu le-a mai rostit? Și el spune așa: cerul și pământul sunt cărțile mele. Deci iată ce înseamnă să ai ochii deschiși să vorbești cu Dumnezeu și ce înseamnă să ai contemplația lui Dumnezeu. Acest Antonie, viața lui o scrie Sfântul Atanase cel Mare, pe la anul 330 și ceva, rămâne ca prim începător al vieții de chilie, cum se spune, sau de peșteră, sau pusnici izolați, sau viață de câte 2-3, adică bătrânul cu ucenicul, și avem Patericul Egiptean, care este plin de asemenea pilde, avem Patericul Palestinei, plin de asemenea pilde, Patericul Solovățului și Avalamului, avem Patericul Lavrei Pecersc, avem Patericul Sinaitic, avem Limonarul, avem foarte multe cărți legate de avem Patericul de la Ohrida, deci în toate zonele, și avem inclusiv Marea Capodoperă, zic eu, și monumentala noastră a românilor, pentru că datorită dorinței părintelui Ioanichi Bălan, arhimandritul de la mănăstirea Sihăstria, el a stat și a umblat din mănăstire în mănăstire, el a umblat din bibliotecă în bibliotecă și din arhivă în arhivă și a cules toate vețile de pusnici și de trăitori români, fie în viață de mănăstire, fie în viață de obște, fie în viață de sine, fie în bordee, fie în pustie, și avem celebra și unica carte de această factură, Patericul Românesc. Deci tot aurul sau toată chintesența sau toată crema sau toată diadema ortodoxiei prinsă într-această carte minunată. Și mai avem și colega ei de literatură patristică, Convorbiri duhovnicești, în care găsim din nou o mare pleiadă de părinți îmbunătățiți, pe care bătrânul Ioanichie, când era în putere, avea 60-50 de ani, poate cam de vârsta mea, poate un pic mai mare sau mai în vârstă, a colindat mănăstire cu mănăstire și a cules cele mai frumoase nestemate, pentru că acei călugări, acea generație, cred că dacă mai există 10% din ei vii, acum și ei sunt Pateric Românesc. Deci toți au trecut în cele veșnice, dar au fost trecuți în aceste două volume de Convorbiri duhovnicești. Datorită lui avem și vetrele de Sihăstrie românească, locuri unde au fost mănăstiri și pusnici și s-a pierdut documentația sau s-a pierdut amintirile, dar au rămas. Izvorul lui Atanasie, lunca lui Antonie, poiana lui Sârghe, poiana lui Pahomie, poiana lui German, poiana lui Isaia. Deci locuri unde s-au nevoit acești mari nevoitori, toate sunt presărate cu inscripție creștină. Deci dacă avem paleografia creștină sau avem tăblițele de la Tărtăria sau avem tablele, documentele care s-au găsit la Constanța despre în mediul creștin Știința Minor, iată că de fapt toate aceste nume, fântâna Lucutare sau dealul Lucutare sau poiana Lucutare sau izvorul Lucutare sau pârâul Lucutare, deci sunt de fapt elemente de Pateric Românesc. Acolo s-a nevoit un mare trăitor care a sfințit locul și i-a și amprentat numele, adică și-a lăsat urma spirituală în acel loc. Venind și înaintând la Sfântul Pahomie, că aici trebuie să ajungem ca să avem documentația concretă, și astăzi întâlnim în neocreștinism, în cultele neoprotestante, vin și spun: ce-i asta călugăria, ce-i cu prostia asta, să te abții de la femei, să te abții de la viață, să porți părul lung. Chiar mi-a scris într-o seară cineva la comentarii: părinte, de ce scrie în Pateric asta, de ce scrie în Scriptură că e păcat să porți părul lung? Și am zis: stai în turma de oiția ta, nu te rătăci la nimereală. Vezi Mântuitorul și Ioan Botezătorul ce fel de păr aveau, și apoi dă-ți cu părerea. În sensul că omul, dacă nu știe, scrie categoric: vă rătăciți neștiind Scripturile. Sfântul Pahomie se roagă lui Dumnezeu și îi spune așa: Doamne, dacă această rânduială
pe care eu o țin și eu o lucrez, crezi că e după voia ta cea sfântă, dă-mi un semn. Și semnul a venit din cer. A venit îngerul, a coborât pe pământ în chip ca de om, dar cu aripi ca de înger, și i-a arătat schima pe care o poartă călugărul, cea care se pune în față la călugărie, i-a arătat haina lungă, dulama, care în pustie trebuia purtată, că te mușcau șerpii. Deci, propriu zis, noi am transformat-o astăzi în negru, că în mediul egiptean era albă pentru că te cocea soarele, dar noi o purtăm în sens de negru, doliu după Mântuitorul, și negru, de fapt, este culoarea care nu dă forme. Deci, negru este culoarea, să spunem, care inspiră întotdeauna o meditație. Apoi Camilafca, care pe vremea respectivă era ca un ștergar, să nu vezi în stânga și în dreapta, ca o pânză, ca să nu te uiți ce face, așa spune, să nu vezi păcatele din ochiul apropiului sau din traista apropiului, să-ți vezi păcatele din fața ta, ale tale. Da. Și apoi toiagul, cureaua de încins, și spune mai târziu terminul de cojoc, adică noi îi spunem astăzi rasa, cu care călugurul trebuie să umble permanent, fie dacă este frig sau dacă este la slujbă, să fie protejat de căldura soarelui sau de frigul nopții. Tot Sfântul Pahomie primește de la înger această înștiințare. Deci când a început viața călugărească sau viața de obște, îngerul i-a dat lui Pahomie doar câteva reguli stricte. Să te rogi cu psalm, să cânti psalm, să citești Scriptura, să vă rugați, să postiți, să vă nevoiți, să-L chemați pe Dumnezeu, adică rugăciunea minții de care vorbește Pavel. Și în cele din urmă îngerul spune așa: celui care muncește mai mult să mănânce mai mult, celui care muncește mai puțin să mănânce mai puțin, și să dai fiecăruia ascultarea pe măsura puterii lui. Vine după noi târziu de tot un părinte foarte îmbunătățit de la mănăstirea din Anglia, de la XX, Sofronie Saharov, și scrie o carte în care ne arată pe mai târziu o mică deviere dinspre monahism, spre lumea spirituală, și spune așa: fericirea de a cunoaște calea. Și el explică în cartea sa următorul lucru. Rolul starețului într-o mănăstire nu este de a persecuta, de a umili sau de a zdrobi voința cuiva, ci de a o pune în concordanță cea a ascultătorului cu voia lui Dumnezeu, adică de a fi ascultarea în Duhul lui Dumnezeu. Și tot el arată că dacă ascultarea este făcută în Duhul lui Dumnezeu, este unul din voturile monahale, și tăierea voii este făcută în Duhul lui Dumnezeu, atunci apare și sporirea duhovnicească. De exemplu, dacă eu sunt superior și vreau să-mi bat joc de unul și îl pun în mod batjocoritor, să facă ceva umil doar de dragul să-l umilesc, sau dacă el face ceva bun, îl pun să facă rău ca să-l umilesc, atunci nu-i după Dumnezeu, ai lucrare drăcească. Dar dacă tu respecti învățătura pe care a spus-o îngerul și duci omul la desăvârșire, el merge până la subțirătatea în care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, sau la desăvârșire. Și avem întâi ia o pildă de la Sfântul Antonie și pe urmă ia una de la Sfântul Pahomie. Sfântul Antonie povățuia niște mănăstiri de măicuțe și se spune că în vremea Sfântului Antonie, ceea ce numim noi ascultarea sau desăvârșirea aceasta duhovnicească mergea până la ce gânduri ai, câte picături de apă ai băut, să mănânci cu blagoslovenie, să bei cu blagoslovenie, să te rogi cu blagoslovenie, să fie totul cu binecuvântare. Asta înseamnă blagoslovenie. Și maica stareței spune unei surori: du-te în grădină și adu câțiva lăptuci, salată, cum s-ar spune, dar să fie dulce și bună. Evident că la comanda să fie dulce și bună, nu puteai decât să mergi în strat, să rupi o frunză, să vezi dacă e dulce sau dacă e bună, și apoi să culegi în panierul respectiv și să duci la bucătărie. Fata, intrând în grădină, n-a spus blagoslovește maică, intrând în grădină și culegând o frunză de salate din alea din care se mânca la masă cu oțet și cu pesmet, când a înghițit-o, s-a demonizat. S-au speriat toți. Au început maicile să se roage, au început să facă rugăciune supra ei, ea se chinuia tot mai mult, și atunci trimit rapid o scrisoare să vină Sfântul Antonie din pustie până la mănăstire să rezolve cazul. Sfântul Antonie fiind unul din recunoscuții pusnici care izgoneau demonii. Se știe despre aceasta. Primul și cel mai aspru și mai puternic duhovnicește ucenic a fost Pavel cel simplu, se scrie în patericele moderne, Pavel cel prost, adică era om neștiutor de carte. El când s-a dus în pustie, s-a dus la Sfântul Antonie și n-a mai plecat de acolo până nu l-a primit cu desăvârșire și a ajuns desăvârșit, pusnic și ucenic a Sfântului Antonie.
Sfântul Antonie vine în mănăstire, se uite la fată și spune, a, nu-i nimic grav, zice, o să-i facem rugăciune și o să se izbăvească. Și atunci maica în fața soborului, când a văzut că fata s-a izbăvit, a întrebat, da, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Scrie în psalmi, ferește-mă de diavolul de-a mează zi. Ce face diavolul de-a mează zi? Vine să aducă lenea, trândăvia, nepăsare. Când e căldura cea mai mare, ce ai face când e soarele la 1, 2, 3? Te-ai odihni, nu ai chef de muncă. Sau și la servicii, o pauză, bei o cafea și mănânci ceva. Ei, zice, fata când s-a dus în grădină, frunza pe care a luat-o și a băgat-o în gură, se odihnea dracu, că era amează și căuta să vadă pe cine să-i ispitească. Deci de aceea i s-a întâmplat acest lucru. Întotdeauna când luați un lucru și îl gustați, faceți pe el semnul Sfintei Cruci, spune Sfântul Antonie și nu se va mai întâmpla aceasta. Deci iată, înainte vedere, pusnicie, trăire, mistică și vedere duhovnicească și discernere în același timp. Mergem la Sfântul Pahomie. Sfântul Pahomie, iarăși un călugăr desăvârșit, avea ca la 5.000 de călugări, erau împărțiți în cete cu literele alfabetului grecesc, alfa, beta, teta, fiecare în rândul, începătorii aveau o literă, cei mai sporiți o literă, cei mai puțin sporiți o literă și Sfântul Pahomie era extraordinar de înalt în trăire și în cugetare și Dumnezeu i-a dat foarte multe semne, de aceea el și rămâne pe lângă Teodosie, Eftimie, cei mai târziu Onufre, Hariton, rămâne mare începători ai vieții de obște, pentru că toți și-au adus aportul. Se spune că Egiptul era pur și simplu sate întregi de călugări. Dacă ne ducem, de exemplu, la Șenute din Atripie, dacă ne ducem la Afrat Persanu, acolo erau sate întregi de călugări, câte 2-3 mii de călugări care trăiau efectiv în sistem pusnicesc, dar trăiau în comunități mai mari să se poată sfătui între ei, Macare Alexandrinul, Macare Egipteanul, Pafnute cel Mare. Aceștia toți au fost niște vârfuri sau niște mari povățuitori a cetelor pusnicești. Mă întorc la Sfântul Pahomie și după ce își împarte călugării pe cete, în cete se intra la masă, în cete se intra la rugăciune ca să nu se îmbulzească unii cu alții. Dar, în schimb, Sfântul Pahomie avea niște principii extraordinar de bine puse la punct legat de ceea ce înseamnă smerenia, ce înseamnă ascultarea, ce înseamnă sporirea duhovnicească și, de pildă, una din lucrările pe care le făcea Sfântul Antonie, Pahomie, n-a îngăduit niciodată ca din monahii lui să fie vreunul hirotonit preot. De ce? Să nu se mândrească că având taina preoției este mai presus decât călugării simpli. Și diavolul care nu doarme a venit odată și i-a arătat în minte ceva care să-l smintească. Însă Dumnezeu, care iubitor de oameni, nu lasă. Îi vine în cap deodată lui Pahomie, mă, eu călugăr cu sporire, ucenicii mei călugări cu sporire, cum să-i spovedească un preot de mir păcătos care are soție, familie, cu viața lumească, cu cele pământești? Și noaptea visează o fântână foarte adâncă, la care el vine să scoată apă, nu poate scoate că nu există ciutură și găleată, și vede deodată tocmai pe preotul care îi împărtășea călugării lui, plin de răni pe mâini, tot felul de sânge, de tot felul de lepre din astea, așa, tot felul de bube, care vine și dă drumul găleții în fântână, scoate o apă foarte limpede, apoi bagă mâna cu tot cu bube în ciutură, scoate cu cana și dă lui Pahomie să bea. Și zice, bea părinte, Pahomie în vis bea apa, se simte extraordinar, se desăvârșește în lucrare, simte acea răcoare a Duhului Sfânt, și îngerul păzitor al lui Dumnezeu îl întreabă, ei, Pahomie, cum ți s-a părut apa care ai băut-o? Foarte bună. Da, dar ai văzut că preotul care te-a servit este plin de răni și de bube? Da, dar n-am simțit gustul lor. Ei, așa nici harul nu se întinează de păcatele lui cele pământești. Iar ceea ce săvârșește în numele meu și a cerului este curat și desăvârșit. Și așa a înțeles Sfântul Pahomie că nu trebuie să se gândească că între tagma călugărească și tagma creștinească este și un canon care spune dacă cineva ar defăima căsătoria. Eu mai am câteodată această chestiune, că mai e câte un călugăraș din asta îmi spune, părinte, dar mănăstire, intră femei, părinte, dar mănăstire, mai intră fete, băi, ochii sunt ai tăi. Du-i pe o icoană, du-i pe o lumânare, du-i pe un copac, du-i în cer, du-te la o pasăre, la un pom. Nu trebuie neapărat tu să dezbraci femei din privire. Da, părinte, dar știți, trupul e neputincios. Pe tine te-a născut o femeie. Deci dacă nu i-a fost silă mamei tale ca să te nască, ție nu trebuie să-ți fie silă de mama ta. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare, un alt ascet desăvârșit și mistic, vine și ne spune.
Pe cea bătrână să o privești ca pe o bunică sau ca pe o mamă, pe cea mai tânără ca pe o mamă sau ca pe o soră, iar pe copiile să le privești ca pe îngeri. Deci nu neapărat trebuie să-ți încarci mintea cu murdării, pentru că totul vine din minte, izvorăște. Tot la fel la Sfântul Pahomie, modul de discernere a lui a lucrurilor era următorul. Avea un măscărici prin mănăstire care făcea tot felul de ispite și toată obștia a venit și i-a spus: părinte, da, chiar este ridicolul ridicolului. Toți călugării își văd de treaba lor, iar măscăriciul ăsta strâmbă toată mănăstirea și o întoarce pe Dios și tu nu ai nicio măsură. Tu nu ai nimic să spui, tu nu ai nimic să faci. Lăsați-l, lăsați-l. Și el tot se ruga lui Dumnezeu. Și cum se ruga lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Măscăriciul visează într-o noapte pe Dumnezeu, care îi arată pe starețul lui stând în genunchi, cu genunchii bătătoriți, cu șiroaie de lacrimi, cum se ruga pentru el. Și a zis: nevrednicule, nenorocitule, știi că mai ai 7 zile și vin să iau sufletul de la tine? Pocăiește-te pentru rugăciunea starețului tău, care de mult te-ar fi dat afară din mănăstire, dar pentru multa lui răbdare și multa lui trăire te-a tolerat ca tu să te îndrepți. Acela a apucat o pocăință de asta de săvârșită, s-a dus pe la toți frații și a cerut iertare, n-a spus nimănui. I-a spus: dar sarți, dar ți-a spus, nu destăinui nimănui, Dumnezeu ți-a descoperit pentru tine ții. Și într-a 7-a zi, frații, când erau la masă, au zis, zice: părinte stareț, ne cerem și noi iertare că l-am judecat greșit pe măscărici. Pare să că i-a venit mintea la cap și zice, s-a îndreptat. Poate rugăciunea obștii, poate darul lui Dumnezeu, poate rugăciunea sfinției voastre. Și starețul a spus: nu. Un suflet este mai scump decât toate comorile pământului. Și în clipa aceea măscăriciu și-a dat sufletul și cei din trapeza mănăstirii au văzut cum îngerul a luat sufletul și l-a dus în zbor în lumină la cer. Deci iată măsuri de asceză mistică și trăire. Deci am intrat în ele înainte de a intra în pusnicie. Sunt foarte mulți oameni care doresc viața pusnicească. Ea este cea mai înaltă. Dar ei nu înțeleg ce înseamnă viața pusnicească. O expresie a unui episcop ortodox contemporan, nu o să-i dau numele pentru că nu se cuvine, a fost întrebat de cineva: de ce sunteți împotriva pusnicilor și de ce nu sunteți de acord ca ei să stea prin pădure, să se roage? Și a spus așa: nu că nu sunt de acord. Sunt destui copaci care țin umbră pământului, nu mai e nevoie și de umbra lor. Adică dacă nu faci ceea ce să faci în pustie, n-are rost să chinuiești locul din pustie. Sunt pusnici, într-adevăr, de înaltă trăire duhovnicească. Ne aducem aminte din descripția Moldavei lui Cantemir, de acum ne întoarcem ușor spre noi, care în descrierea Moldovei spune așa: Moldova are 182 de mănăstiri mari din piatră și lemn. Sunt mii de schituri și sute de schituri necunoscute și tăinuite de Dumnezeu, iar pădurile foiesc și foșnesc de mulțimea pusnicilor. Dar ce fel de pusnici? Ne întoarcem pe la 1600 și găsim scris în vetre de sihăstrie românească că inclusiv toate pădurile din zona Moldovei de jos, cum vorbim noi despre Bârlad spre Iași, pentru că vorbim și de Moldova de sus până la Suceava, la cetatea de scaun a Măriei sale Ștefan, erau pline de pusnici a căror nume nu se cunoaște și a căror trăire a trecut sub umbra tăcerii, pentru că pusnicii trăiesc și anonim. Deci pusnicii de astăzi, cei moderni care avem, poate îi mai vedem câteodată pe la o emisiune pe la televizor, poate mai ne arată cum să roagă, mai vine reporterul și filmează, mai sunt făcători de minuni, mai izgonesc demoni, mai dau câte un leac, nu-i nimic rău. Ei sunt oameni onești, pământești, nu-i ceva... Au titulatura de pusnic, dar nu vorbim de pusnic, ceea ce înseamnă, de pildă, povestirea unui preot din zona Sihăstriei, Vorona, Botoșani, care într-o noapte, când dormea pe la ora 3, aude în geam următorul lucru: du-te în pădure și împărtășește pusnicul să nu plece la cer necuminecat. Și-a făcut cruce cu limba și a zis rugăciunea Tatăl nostru și s-a culcat luând-o drept o înșelare de la diavol. Aude a doua oară în fereastră: părinte, ia sfintele și du-te în pădure că moare pusnicul neîmpărtășit. El s-a gândit, asta e curat de la demon, n-are rost. A început să-i zică rugăciunea și s-a pus în pat.
Și a treia oară, când a trântit odată cu pumnul în fereastra casei lui, puternic de a zângăni fereastra, a spus: părinte, tu n-auzi să iei sfintele să te duci în pădure, că pusnicul moare neîmpărtășit? Și atunci el și-a luat inima în dinți și a spus: dacă e de la Dumnezeu, am și eu o întrebare, hai că iau sfintele și mă duc în pădure. Dar unde mă duc dacă eu nu cunosc locul și unde mă duc pe întuneric cu acesta în care eu nu știu nimic ce e pe pădure? Și atunci aude o voce: eu sunt îngerul lui păzitor, vei vedea în fața ochilor tăi o luminiță, vină după mine. Și a mers cale de o oră prin pădurile Voronei, până spune că a ajuns undeva așa la un fel de mal, unde era un pătur cu frunze și cu crengi uscate, căptușit cu frunze, și acolo un om străveziu, așa era numai o semintele aproape, cu pielea galbenă pe el, îi strălucea ușor fața, aștepta sfintele taine. I-a făcut molifta, i-a făcut rugăciunea de dezlegare, i-a dat sfintele taine, l-a împărtășit și acum îngerul i-a spus: hai să te scot înapoi din pădure. El, în înțelepciunea lui de preot, a zis așa: eu locul n-am să-l mai cunosc, dar asemenea om trebuie știut că există. Și a agățat traista lui personală într-o creangă pe care a rupt-o și a pus traista acolo în ideea că a doua zi ziua va veni și va merge și, știind unde este semnul traistei, va găsi și pusnicul. Ei, a căutat luni, săptămâni, zile și locul acela nu l-a mai găsit niciodată. Nici traista și nici locul unde a stat pusnicul. De ce? Pentru că Dumnezeu are puterea să facă pentru lucrarea duhovnicească a pusnicilor și a trăitorilor, în adevăratul sens a cuvântului, are puterea să facă locuri care să fie nevăzute ochiului omenesc. Adică tu ori becăiești, exact cum au fost evreii în jurul poporului Israel, în jurul muntelui Sinai. Dumnezeu i-a rătăcit până ce le-a venit mintea la cap și le-a ieșit din cap încăpățânarea, neascultarea, idolatria și alte nebunii care le aveau ei. S-a dus o generație, le-a îngropat, cum se spune, oasele în pustie. Așa și aici. Dumnezeu a tăinuit locul acesta și acest lucru se petrece undeva și în zona neamțului. O să vă povestesc și lucrul ăsta. Astea sunt lucruri care îmi plac extraordinar. Toate sculeste din pateric, nu sunt auzite din dreapta sau din stânga, sunt puse în documente, în date și ele există. Un alt pusnic de mare anvergură, care a și fost canonizat prin 2000 și ceva, când era patriarhul mitropolit al Moldovei la Botoșani, este Sfântul Onufrie de la Vorona. L-am sărbătorit chiar zilele astea. Acest pusnic a venit cineva din zona Ucrainei, s-a retras în munții Botoșani, în dealurile și pădurile Botoșani, că nu sunt munți, sunt un fel de podiș, de deal ce e acolo. S-a retras în pădurile acelea seculare, a avut un loc de pustie, există și astăzi așa forma peșterii unde a fost vețuirea lui și când s-a săvârșit de vârsta bătrâneții, a fost adus și îngropat la Sihăstria Voronei. A stat acolo liniștit până în vremea unui oarecare mavrocordat, unul din domnitorii care s-au succes la tronul Moldovei. Și acesta avea o fată cu epilepsie. Fata, mergând din mănăstire în mănăstire cu tata pentru citirea preoților ca să se dezlege, a văzut un măr frumos, i s-a făcut poftă de un măr, s-a dus să ia mărul ăla, dar când a mâncat mărul ăla și s-a pus jos să odihnească, a dormit. Și a visat un călugăr cuvios care a spus așa: sunt Onufrie, te-am vindecat de boală, n-ai să mai ai epilepsie, dar să-mi scoate o semintele de aici. I-a scos o semintele și multă vreme au stat într-o raclă la Sihăstria Voronei ca sfânt necunoscut. Deci nimeni nu știa sfântul. Mergem la sfântul. Ei, căutând și cercetând documentele și o luând de-a în fir în păr, încet și cercetând, au găsit că, de fapt, acela era marele pusnic și trăitor Onufre din pădurile Voronei. Acolo, zona Botoșanilor, a și odrăslit mari pusnici și trăitori, pentru că din zona Botoșanilor vine și părintele Paisie de la mănăstirea Sihăstria, vine și părintele Cleopa din Sulița Botoșanilor,
este schitul Cozance, unde ei s-au format, este Mănăstirea Vorona, Mănăstirea Gafton, Siestria Voronii și bine, mai sunt multe alte mănăstiri care s-au pierdut în negura vremurilor și nu se mai știe de ele, că au fost arse, au trecut turci, au trecut tatari și tot au distrus. Cea mai mare invazie și distrugere a fost în vremea domnilor acestea schimbătoare. Dabija Voivod, Miron Barnovski, Vasile Lupu și ceilalți de după el, când în secolul XVII erau foarte dese schimbările de domnii, iar năvălirile căzăcești și turcești și polonii erau foarte dese și mai ales turcești și ardeau și distrugeau totul. Ne întoarcem acum în partea de jos a Moldovei și găsim în Poiana Bujoreniului, pentru că cunosc locul și știu istoria și m-a interesat și am scotocit documentele până am găsit tot, că m-a interesat că totul era la un nivel de legendă. Știți, în general, noi uneori ne alimentăm din mit. Mitul este o închipuire, legenda are o boabă de adevăr, dar adevărul e adevăr absolut. Și atunci se spune că în pădurile germăneștiului trăiau doi mari sporiți pusnici, Isaia și German. La vremea respectivă ei ar fi plecat din mănăstirea Recea, făcută din oarecare preot Drăghie pe la 1400 și ceva. După aceea ar mai fi fost o mănăstire Fâstâci, care există și astăzi, o mănăstire Bursuci, care nu mai există și astăzi, care a fost distrusă de tătari turci în vremea respectivă. Și spune că la 1500 și ceva, când Soliman Magnificul trece, vine peste Petru Rareș ca să ia prima domnie și trece în țara Moldovei și face Prăjol și Jaf, printre acestea distruge și această mănăstire Rece, iar călugării de acolo ascund o icoană într-un stejar bătrân. Ei au ascuns icoana de Evlavie să nu fie pângăită, dar la întoarcere, deci dând peste pâlcuri de călăreți răzneți, a fost săgetat cel care a pus icoana acolo și n-a mai știut nimeni de istoria icoanei. Și au trecut vreo 150 de ani aproape, când un oier de prin zona Sibiului se duce la târg, îi vinde lui Ioan Vodă cel Cumplit niște turme de oi, că pleca să dea niște lupte cu turcii la Focșani, unde a fost și trădat și sfârtecat de cămile, pentru că el era un om puternic, dar l-au trădat boierii, nu-l suportau, că era un om aspru și drept și nu suporta mârșăviile astea, trădările. Avem și azi politica e la fel, nu e de altă factură. Și pune banii pe un măgar și se duc la stână. Ei, ca oamenii, au mai băut un păhărel, au mâncat ceva, s-au bucurat că au putut vinde și când se împarte comandul, ia măgarul de unde nu-i. Și l-au căutat înnebuniți toată noaptea, până ce s-au dus la un oarecare Eftime Pădurarul. Și Eftime le-a spus, eu cred că la Isaia în Poiană s-ar putea să-l găsiți. Acolo în Poiană, zice, este o râpă dreaptă și un stejar bătrân, pusnicul trăiește acolo undeva, are văgăuna lui și eu zice, am mai găsit de vreo două ori măgarul ăsta al vostru acolo, mergeți voi și-l căutați acolo. Și sub lumina lumii și a torței se duce și îl găsește pe măgar îngenunchiat acolo la stejar. Dar în același timp vedeau că din scorbura stejarului licărește o lumină și când au căutat bine au găsit icoana făcătoare de minuni pe locul unde s-a făcut mănăstirea Bujoreni, iar din tulpina stejarului au făcut Sfânta Masă. Aici, când au fost restaurările, le-am zis la băieți, mitul-i mit, legenda-i legendă. Stricați Sfânta Masă, că și așa e din nuiele și pământ cu cărămidă, cum era făcute pe la 1600 și ceva. Oricum trebuie făcut o masă ca lumea de piatră, cu placă, cu rânduială. Și mergeți adânc în jos să vedeți ce găsiți. Și când aproape de nivelul Pardoselii, au găsit, au văzut că începe să apară ceva rotund și au dat seama că e lemn, l-au măturat, l-au dezgropat, l-au curățat și au găsit Sfânta Masă făcută chiar din tulpina stejarului de atunci, care la vremea respectivă, când pusnicul Isaia cu pusnicul Pahomie, care era de fapt pădurarul Eftime și cu banii de la Ion Brețcan au ridicat prima mănăstire de lemn, au făcut să fie Sfânta Masă chiar în locul unde a stat icoana. Și atunci, dacă n-a plouat deloc în biserică și peste biserica veche s-a dizidit biserica nouă, el chiar dacă a stat în zgura de la, cum se pune în biserică, năsăpeala, cum spunem noi, umplutura, ei au umplut, dar n-au aruncat Sfânta Masă, au lăsat-o acolo. Când au restaurat biserica și au făcut-o pe la 1800 din cărămidă. Și am găsit Sfânta Masă, am scos-o, au curățat-o de acolo
Și episcopul a spus, ar trebui să o luăm la episcopie, să fie la muzeu, pentru că ăsta e un obiect rar, dar după aia a zis nu. Dacă acolo e locul ei, acolo s-o și pune să loc. Și s-a făcut o sfântă masă nouă, goală pe dinăuntru, și s-a lăsat originalul acolo ca să fie de mărturie că aia e istoria. Iar acest pusnic s-a iar retras și el în liniștea lui, el vegea în acea poiană liniștită, avea câțiva cerbi și căpriori care veneau și pășteau pe acolo prin poiană și se plimba cu ei, n-avea nicio treabă. El avea cuibul lui, trăia acolo și se hrănea din ce avea el, din legume, fructe, rădăcini, poame, ce strângea, și este unul din renumiții pusnici care păstrează denumirea de poiana lui Isaia sau poiana bujorenilor, pentru că moșia era unui boier bujoreanu cu rădăcini până la o doamnă Anghelina, care era soră cu Mihu, logofătul boier din vremea lui Ștefan cel Mare. Și la 1602 apare prima atestare, deși mănăstirea mai dinainte ceva, când un econom Agatanghel vinde o bucată de pământ, tot așa cuiva, din moșia mănăstirii. Deci, pusnicia este o formă înaltă de trăire peste monahismul normal din viața de obște. Dar Teodor Studitu vine și ne spune, după 20 de ani de vețuire în viața de obște, poți să mergi să te faci pusnic. Uh-huh. Adică până n-ai trecut prin toate încercările, până n-ai trecut prin toate luptele, până n-ai trecut prin toate ispitele, până n-ai trecut prin toată formarea domnicească, nu poți să faci pusnicie. Sunt foarte mulți tineri din ăștia râvnitori, nu poți să-i judeci. Filocalea vine și spune, floarea mândriei este râvna nesocotită. Părintele Cleopa vorbește de un alt mare trăitor din vremea domniei sale. Când era stare peste 7 mănăstiri, Putna, Sihăstria, Râșca, Sihla și mai avea câteva schituri, Rarău, Rarău mic, Rarău mare, adică Poiana Rarăului și Sihăstria Rarăului, și părintele Casian Frunză, un mare pusnic care a trăit până în zilele noastre, a murit la 90 ceva de ani, a murit, s-a mutat la Domnul, că sfinții nu mor niciodată, pentru că ăla chiar poate fi în rândul sfinților după viața care a avut-o. Onufre Frunză, tot din zona botoșanilor fiind de rădăcină, a venit la Sihăstria în tinerețe, când era părintele Cleopa, când era părintele Ioaniche Moroi, și el este primul care îndrăznește să facă o rugăciune în calitate de preot și să-l roage pe Dumnezeu să-i arate ce s-a întâmplat cu starețul lui Ioanichie Moroi, un alt mare trăitor cu experiență de Sfântul Munte, cu trăire duhovnicească și bun ucenic al Sfântului Moș Gheorghe Lazar, pelerinul, cel care a fost canonizat anul trecut, da. Parcă dacă nu mă înșel. Cel care știa psaltirea pe de rost, un alt fel de pusnic, trăia în tur la Cloporții din Piatra Neamț, acolo avea cuibul, era ardelean de undeva de loc, își pusese copiii în rânduială, soția și-a luat psaltirea și dacă i-a furat dracu papuci, toată viața a umblat de sculți și cu capul gol și citea psaltirea și până mergea iarna pe omăt, omătul stopea, se făcea baltă sub picioare. Iată o formă de trăire care nu putem noi explica ținând cont de guturai, de orice răceală pe care o luăm de la o înghețată sau la un par de apă rece. Și mă întorc la părintele Casian. Se roagă părintele Casian 40 de zile cu Sfânta Liturghie și 40 de utrenii noaptea să-i arate unde este starețul lui, dacă s-a mântuit cu darul lui Dumnezeu. Și la 40-a zi se arată starețul Ioaniche Moroi al mănăstirii Sihăstria și îi spune, slujea liturghie într-un sobor oarecare și îi spune, părinte Casian, ai grijă de mântuirea frăției tale, că de mine are grijă mila lui Dumnezeu. Adică nu te preocupe lucrurile cerești, că nu-s pentru oameni, ai treaba lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți faci tu grijă. Și acest preot, acest pusnic, că în final ajunge pusnic, se dedică pusniciei, de fapt ce face? Vine în mănăstirea Sihăstria, este făcut eromonac, va trece prin multe ascultări și când împlinește 70 de ani, vârsta când omul în care luciditatea minții are sporirea duhovnicească, are măsura tuturor, se duce frumos la starețul mănăstirii și îi spune așa, părinte stareț, uitați crucea, molitfelnicul și epitrafirul. Dar ce-s cu ele? De astăzi Casian a murit. Cum așa? Păi părinte, până acum am prășit pe ogorul altora și am făcut curat în ograda altora. De acum mă duc să fac curat în ogorul meu. Și ce vrei să faci? Mă retrag la stupină, pomenesc, citesc psaltirea,
îmi văd de ascultare la Albine cu prisăcarul de acolo și vreau să mă rup de lume. Starțul, știindu-l că un om evlavios și serios, nu s-a opus. Mergea pe drum, veneau câine de la stână, nici nu lătrau la el, se purtau ca cu un copil. Mergea iarna de la mănăstire, de la Utrenie până la piciorul crucii, se întâlnea cu lupii, lupii făceau ocol și trecea de el, n-avea nicio treabă. Deci atât era de îmbunătățit. Și a stat acolo în groapa lui Ion într-un bordei până aproape la 96 sau 98 de ani. N-aș putea să vă spun exact vârsta, că chiar nu știu. Dar a murit încoace, după 90. Deci atât de longeviv a fost și o viață atât de ordonată și de frumoasă și de curată, de sporită. Odată nu le-a auzit, vorbind lucruri fără de folos sau fără de sens, ori din psalmi, ori din viețile sfinți, ori din paterii, când îți povestea ceva de folos, spunea de acum, gata, am vorbit prea mult, hai să ne rugăm, Dumnezeu vrea rugăciune, nu vorbe goale. Mă întorc la părintele Cleopa, care e personajul principal, este părintele Casian, era la vremea aceea respectivă trimis egumen la Rarău de părintele Cleopa, când era în puterea tinereții, avea vreo 40-50 de ani. Și pentru că Hirotonise, un băiat din ăsta râvnitor, peste poate, peste măsura trăirii sufletești, un om deosebit ca trăire, soborul mănăstirii a zis, pe asta trebuie să-l facem preot. Avea numele de Ioil la vremea respectivă, respectivul slujitor. Și părintele Cleopa a spus așa, nu o să aibă timp aici în mănăstire cu oameni cu harababură să facă slujbe, îl trimitem la Rarău, la Casian. Acolo are liniște și așa trebuie preot slujitor, Casian e în vârstă, o să se ocupe de treburile mănăstirii, el o să asigure slujbele. Băiatul când s-a dus acolo s-a apucat, n-a văzându-se în mijlocul pusniciei, văzându-se preot cu tot harul desăvârșit la el. S-a apucat de făcut utrenie, liturghie, postire, psaltire. Și când se duce într-o seară de la utrenie, când se pune lumânările în sfeșnicul de la Sfânta Masă, vede că s-a prins singure. I-a crescut inima, mă, înseamnă că am ajuns la o sporire, e clar că deja sunt la o treaptă înaltă. În seara următoare la fel, și îi spune egumenului, nu știu ce, părintelui Casian, nu știu ce se întâmplă, dar mie mi s-a prins lumânările singure la utrenie. Părintele Casian, care era un om foarte de o sobrietate și de o seriozitate din asta dovnicească, așa atipică, un om vertical, zice, lasă-mi reprostiile, eu am 60 de ani, mi s-a prins și o lumânare, cum s-a prins așa ție deodată, ce-i asta? Liniștește-te, vezi că e de la diavolul, fă-ți cruce cu limba, înseamnă că semnul crucii, n-o lua aiurea. Și s-a dus în seara următoare și s-a prins în seara următoare și a venit și părintele Casian să vadă marea minune, cum se aprind lumânările. El le vedea aprinse, părintele Casian le vedea stinse. Și îl trimite de vorbă la părintele Cleopa și spune, trebuie să-ți iei pe Ioil la Vale în Obște, că l-au găsit draci mai repede decât mă așteptam. Și a spus părintele Cleopa, mă așteptam să fie așa, trimite-l la Vale. L-a trimis la mănăstire și părintele Cleopa i-a spus, frate, cred că ai început pustia prea devreme, iar diavolii, cea mai mare măsură pe care o pot lucra pentru omul din pustie este înșelarea. Și cred că pe tine te-au găsit. Cum contestați sfințenia? Mie mi-a prind îngerii lumânările în altar și dumneata îmi vorbești mie de înșelare. Și fără să spună nimic, s-a supărat, a dezbrăcat haina preoțească și a spus că el nu mai slujește. Și părintele Cleopa a spus, nu trebuie să procedezi așa. Asta nu e un semn al sfințenii. Smerenia este semnul sfințenii. Uite, frăția ta, dacă vrei să arăți că ești smerit și cele ce le-ai văzut sunt adevărate, te duci la vie, la Cotnari, unde are mănăstirea vie și stai acolo cu muncitorii, le faci câte o liturghie, îi spovedești, le dai cuvânt de folos. Și a plecat la Cotnari și s-a pierdut și nu l-a mai găsit nimeni niciodată. Și toată lumea îi mai reproșa părintelui Cleopa, ce preot bun, ce trăire, ce formare, ce pornire. Și părintele Cleopa mereu zâmbea așa și spunea, lasă, lasă, mai bine un Ion smerit într-o zi la poarta mănăstirii cu inima zdrobită decât un Ioil mândru cu vedenii drăcești în cap. Deci pusnicia este și o formă pe care dacă nu știi să o stăpânești, diavolul face vraiște din tine, adică te face praf și pulbere. Spune Firocalea 8, unii s-au sinucis,
Unii s-au spânzurat, unii au făcut nenorociri, unii au înnebunit, unii au luat o razna cu capul, pentru că și așa, în general, se crede că la mănăstire se duc oameni incompetenți, da, ipotenți, care au niște probleme, da, cu neadaptați social, da, 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 certați cu societatea, cu muncă. Nu este adevărat. Să știți că în mănăstire sunt oameni cu foarte multă pregătire și cu foarte multă școală. Da, chiar avem dacă, și exemplu chiar în fața dacă noastră. Ce? Modestia îi face să nu spună că știe și calculatoare și medicină și economie, da, da, și de toate, ei își văd de treaba lor, asta nu e problema. Și ne întoarcem acum la un alt pusnic din vremea noastră, părintele Paisie Olaru, numit și părintele Sihlei, cel care în tinerețile sale a pornit la schitul Cozancea, care la vremea respectivă avea 5-6 călugări și starțul i-a văzut pornirea frumoasă. Era al patrulea fecior din copiii lui Ecaterina și Ioan, dar avea cea mai mare înclinare spre viața duhovnicească. Când era copil la școală, primea ca premiu Viețile Sfinților și atât de mult i-au plăcut încât s-a dus, s-a dedicat viețuirii de mănăstire. Și a intrat acolo în schitul Cozancea cu Vladimir Bodescu, un oarecare stareț sporit pe care dânsul pomenea mereu în poveștile lui când povestea despre începuturile mănăstirii. Acela l-a văzut că are înclinații bune și i-a spus: uite, tu ești un fel de responsabil în lipsa mea în mănăstire. Să fie măturat o grada, deci îți dai seama, responsabil. Să fie curat la stăreție, ai grijă dacă vine un musafir să-i pui un pic de apă și un pic de dulceață, ai grijă să-l duci la trapeză să mănânce ceva. Deci era un mini-secretar. Dar părintele, dacă avea înclinație spre rugăciune, el își lua ceaslovul și se ducea în biserică și făcea rugăciune cu glas tare la stradă. Și venea un om și asculta, și venea un om și asculta, și venea un om și asculta, și venea un om și asculta. Până ce într-o zi starețul, când Paisia lui, blândul Paisia, avea numai 4 clase și avea vreo 40 și ceva de ani, deci nu era un om cu o căruță de carte, vine și îi spune: părinte stareț, am avea o rugăminte. Nu ne dați pe părintele Paisie să ne facă o rugăciune că avem un copil bolnav? Cum adică? Păi da, Paisie nu este preot. Da, dar noi am mai fost săptămâna trecută cu niște bolnavi și când a citit dânsul s-au însănătoșit. Și atunci starețul și-a dat seama că e un semn ceresc. L-a hirotonit, dar încă pe când era monah, turbase un câine. Și cineva a vrut să-l omoare. Și el, dacă era milos, a zis: nu, nu-l omorâți, hai să-l facem o rugăciune, că dacă Dumnezeu i-a dat boala, trebuie să-i o și ridice. Și când a citit acatistul Sfântului Modest, animalul s-a făcut sănătos. Și de aici și-au dat seama ce harism avea. Părintele Cleopa, care era copil pe vremea aia cu frații lui, cu Gerasim și cu Vasile, veneau din Sulița și treceau pădurea și duceau la Cozancea, s-au împretenit cu părintele Paisie și, făcând tovărășie, au rămas prieteni toată viața, pentru că părintele Paisie i-a dus pe toți trei la mănăstire. Mai întâi i-a dus la Cozancea, unde era el acolo, iar când părintele Paisie s-a hotărât să meargă la părintele Cleopa s-a hotărât să meargă cu frații la mănăstirea Siestria, s-au dus la mănăstirea Siestria, iar când a ajuns părintele Cleopa preot și stareț, l-a adus pe părintele Paisie de la Cozancea, care acum era un loc mai retras, mai pustiu, mai abandonat, uh-huh, și l-a luat în obștea mănăstirii Siestria și au rămas și prieteni de suflet, dar au rămas și colegi de vețuire monahală. Iar cu timpul, pentru că Sihla era un loc de liniște, a zis: părinte Paisie, mă, ta și așa iubești liniștea. El oricum avea și un mic paraclis acolo la Cozancea, un fel de căsuță cu altar unde se ruga tot timpul, și a zis: retrage-te, mă, ta la Sihla acolo și stai, că cine are de găsit poporul te găsește. Și ani de zile părintele Paisie a stat în munții Sihlei acolo și popor peste popor și lume peste lume se ducea și îl căuta. Și era vremea comunismului și mai era voie, mai nu era voie, dar părintele Paisie avea o metodă foarte frumoasă, avea o grădinuță de zarzavat. El se punea acolo și își lua ceaslovul, epitrafirul, molitfelnic cu cruce, le punea undeva pe o piatră lângă el și el lucra în grădinuță și când venea un om, se uita. Dacă-i curios sau dubios, plivea mai departe în grădină și ăla trecea, n-avea treabă. Și dacă venea un om cu evlavie: părinte Paisie, am un necaz, am o problemă, am o supărare. Iată tu că stai tu aici pe chiatra asta cât lucrez eu, să stăm de vorbă. Și
Și stătea cu el de vorbă, îl spovedea, îl sfătuia, el lucra pe acolo printre muluienuțele lui și când termina treaba, nu mai punea epitafirul pe cap, îl dezlega, îl trimitea în biserică la împărtășit, îi citea ceva din molifelnic, îl binecuvânta și îl punea în rânduial și spunea, mergi cu Domnul. Și în felul acesta, până aproape în 1986 sau 85, a trăit ani buni la Sihla. Și apoi, dintr-un accident de neatenție, a bătrâneții de osteoporoză și-a rupt un picior. Pe vremea respectivă nu se făcea atât de ușor o operație de un cap de femur. A fost pus piciorul și nu s-a prins cum trebuie. Și până la 94 de ani, o bună vreme, câțiva ani, vreo 6 ani, a tot pătimit cu piciorul până ce la 94 de ani s-a dus la Domnul. Dar cum îl găseai? Toată lumea spunea, părintele Paisiei bătrân, nu mai vede, părintele nu mai aude. El, când intrai la el, îți spunea epitrafirul pe cap, îți spunea o rugăciune și vedeai că psaltirea e deschisă și cu veoza. El citea, n-avea nicio treabă. Dar toată lumea știa că Părinte Paisiei orb și nu mai vede, sau Părinte Paisiei surd și nu mai aude. Și el știa tot. Eu mi-amintesc de o întâmplare simplă, 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 că eram odată la grajd și din când în când îi duceam o sticlă de asta, de un litru de sticlă cu lapte, dar eu avea pe trei zări, că eu nu mâncam mult. Uh-huh. Și m-am dus până la ușă și dacă am auzit că maica care îl îngrijea, maica Maria, o femeie tot sporită, s-a mutat și ea la Domnul, n-am deranjat. M-am pus pe, cum era înserat așa, m-am pus pe pragul de la ușă și aud deodată, pentru că ușa avea geamuri de sticlă și până la părintele erau un 3-4 metri, dar era o antecameră cu altă ușă deschisă, zice, Marie, du-te la ușă că a venit băiatul nostru și deschide-i. Și doar el n-avea cum să vadă de pe pat, că am apărut eu prin întuneric și m-am pus pe prag la ușă. Și de aici mi-am dat seama că vedea și mai mult decât trebuie. Deci aceștia sunt oamenii de înaltă ținută duhovnicească. Apoi părintele Cleopa, care și el a stat vreo aproape 4 ani numai în pustie, numai în adâncul pădurii, hrănindu-se, un pădurar îi asigura câțiva cartofi sau pesmeți, și apoi după aceea a mai stat undeva prin Vadul Negrilesei, pe Valea Bistriței, undeva iarăși prin zona Fălticenilor, prin pădurile de la Stânișoara, avea tot locuri din astea, pentru că era căutat pe vremea persecuției atunci, în timpul, la începutul comunismului, înainte de decretul 410 și după, erau căutați mistici aceștia. Povestește părintele Cleopa că muntele Sihlei, adică râpele acelea, erau pline de pusnici și au venit gărzile astea, poliția de control, jandarmii, polițiștii ăștia care sunt, fac parte din echipele astea și i-au scos pe toți din păduri și i-au adus desculți cu capul gol, erau aproape înghețați de fric și spune părintele Cleopa, mă uitam cu atâta tristețe la ei, zice, cum erau zgribuliți de fric și obosiți și cum se rugau și aveau fața senină, dar după aceea m-am uitat și cât de urât au murit cei ce s-au atins de dânșii și nu i-au lăsat să-și vadă de treaba lor. Adică au avut niște morți năprasnici, unul ars de viu, pe unul l-a tăiat trenul, tot felul de nenorociri. Părintele le-a trăit și era contemporan cu el, le-a ținut minte. Acolo în munții Sihri a fost cuvioasa Isidora pusnica. Ea s-a delimitat atunci când a fost ruperea calendarului. În 1924, biserica a intrat într-un conflict mai mult geopolitic decât bisericesc, pentru că astronomul Lilia dusese calendarul gregorian, care, mă rog, este făcut, vezi, Doamne, de catolici, de papistași, așa se spune și azi. Dar Lilia era tot păgân, Iulian Sosgene, calendarul neîndreptat, tot păgân care a făcut. Și izomeria mergea cu 4 zile, razna și ceva, cu 13 zile, pentru că la fiecare an s-a adunat 4 ore din calculul ăsta astronomic și la 4 ani era o zi. Acum s-a pus anul bisect și nu mai ai treabă, adică se scutește problema aceasta. Pe la sinodul 1 mai erau și atunci vreo 3-4 zile care au fost îndreptate, după aia s-a pierdut și a rămas anapo, dar nu s-a mai îndreptat calendarul. Și de la această îndreptare, care a fost mai mult politică decât bisericească, biserica un pic s-a zguduit și oamenii creștini s-au împărțit, unii au rămas, cum spunem noi astăzi, pe stilul vechi, unii au rămas pe stilul calendarului îndreptat. Acum nu atât calendarul ca dogmă, pentru că el nu e o dogmă, e o măsurătoare a timpului,
Dar disputa dintre oameni și suferințele pe care le-au pătimit, că unii au fost bătuți de securitate, unii au fost chinuiți, unii au fost în închisoare, unii au fost maltratați, unii au fost chiar uciși, călcați în picioare, omorâți, pentru faptul că nu cedau la acel calendar vechi. Când te trezești într-o rânduială, îți vine greu. Acum, fiind sub ascultarea bisericii, e treaba bisericii. Ce hotărâre a luat? Noi, în orice zi, ne-am rugat, că eu am avut odată o discuție cu cineva și mi-a zis: părinte, nu vi se pare greșit că țineți pe nou? Și am spus: dragă, eu mă închin la sfinți, nu la nou și nu la vechi. Dumnezeu e vechi de zile și, ca să nu greșesc, întâmplarea face că nu-i greu de dat 13 zile înapoi și atunci când cauți cele 13 zile, îți dai seama că dacă e o sărbătoare și vrei neapărat să o ții, te duci la liturghie, îți faci pravila, îți faci canonul, muncești cu grijă și cu rugăciune și tot nu superi pe Dumnezeu. Pentru că asta e într-adevăr o desconcordanță. Când am eu Sfântul Gheorghe, tu prășești în grădină și când ai tu Sfântul Gheorghe, prășesc eu în grădină. Acum Sfântul Gheorghe pe care să-l asculte? Și am spus odată cuiva, zic, îți spune Sfântul, caută-mă peste 12 sau 13 zile. Asta e o rânduială care în timp, când va rândui Duhul Sfânt și Dumnezeu, îi se va găsi ei socoteala. De exemplu, Sfântul Munte ține calendarul neîndreptat, la Ierusalim se țin sărbători pe neîndreptat, mai sunt zone, întreaga Rusie ține neîndreptat, deci nu ține toată lumea calendarul nou. Dar important este că există comuniunea și atunci când se merge, de exemplu, în Sfântul Munte, cei care sunt pe ritul nou țin rânduiala de acolo și se supun rânduiele de acolo. Da, da. Ei când vin la noi, dacă e duminica sau o sărbătoare, țin rânduiala care este aici. Adică nu există ceartă pentru acest lucru. Și unul din mari pusnici care a trăit aceste vremuri, sau una din marile pusnice, este și această Isidora, care a trăit în munții Sihli, acolo în munții Neamțului. A fost și Mavra pe Ceahlău, deci niște maici sporite, a fost Maica Zenaida, apoi Maica Valentina, care avea vreo 3-4 ucenice, și ultimul pusnic pe care eu l-am prins trăind în 88, când m-am dus la Siestria, la râpa lui Coroi, era părintele Sofronie. De unii mai puțin contestat, de unii înțeles, de unii neînțeles, dar acel bătrân, fără un picior de la genunchi, pierdut într-al doilea război mondial, făcut călugăr de Mănăstirea Neamț, s-a retras acolo în zona râpei lui Coroi, și cu bătrânețea lui, cu neputința lui, cu vârsta lui, a reușit să facă o mică căsuță, murind pusnicul. Toată problema a fost preluată de Mănăstirea Siestria și, cum starțul era gospodar, a făcut și o bisericuță, a făcut și niște chilii ca lumea și acum se numește Schitul Daniel Sihastru. Adică dacă tot este, dacă aici este Ioan Botezătorul și avem muntele Sihlei cu pusnicii lui, acum pe partea râpei lui Coroi, pe cealaltă parte a muntelui, avem Schitul Daniel Sihastru, în amintirea marului Daniel Sihastru, părintele Moldovei, primul și cel mai renumit pusnic, cu care s-a sfătuit și Ștefan cel Mare la vremea domniei lui, de unde se trag și cei 7 pusnici din poiana lui Aftanasie, unde este întemeiat Schitul Siestria secolului, mai târziu Mănăstirea Sihăstria de astăzi, deci care este acolo. Și tot acolo în munții Sihli au mai trăit doi mari pusnici, Cristofor Sihastru, parcă am amintit eu odată, mi-amintesc într-o emisiune, că a avut o vedenie cerească, cum stătea cu fața în sus și se ruga, era întins în iarbă, se ruga așa: Doamne, dacă mai este vreun pusnic cu moaște sau este sporit, arată-mi-l și mie. Și deodată vede deasupra lui, zburând așa, un om bătrân, curat, subțire, uscat așa, cu o rasă ca de șiac. Și spune: ce vei, Cristofoare, vrei semne, da? Ia ridică-te tu de loc unde ești și mergi cu 100 de pași mai la dreapta și ai să găsești o semintele mele. Nu lua nimic de acolo decât capul și du-l starețului Ioanite jos la Siestria. El când s-a părintea, a crezut că e un semn demonic, s-a ridicat și a făcut acei 100 de pași spre dreapta, cum i-a spus pusnicul, și a văzut oșcioarele schelet acolo, cum a fost adormit. Deci unii l-a prins pe el în vremea morții lui, nu știu de nimeni. A dat să pună și oșcioarele în rasă. Rasa a luat foc ca și cum ar fi un cărbune și oasele au intrat ca în pământ și a rămas numai capul și a auzit o voce: parcă ți-am spus un lucru, tu nu știi ce înseamnă ascultare. A luat capul, l-a pus în traiste, a coborât cu el de vale la Mănăstirea Sihăstria, l-a dat starțului, a spus ce veste a avut de la Sfântul, i-a spus că îl cheamă, ierosimonahul Varsanufie,
și l-a pus în altar pe Sfânta Masă, iar când a făcut liturghia, a ieșit o mireasmă ca și cum ai dat cu nardul ăla de la Ierusalim. Și atunci și-au dat seama că acel cap era craniu de om sfânt și degaja putere duhovnicească. Și spune că a umblat Cristofor Sihastru cu el multe săptămâni în traistă, până ce l-a lăsat de tot în Sihăstria, iar părintele Cleopa, când era în tinerețile lui, mergând cu oile, deodată, vede un copac așa bătrân, mai bofturos, putred prin mijloc, boștină, și vede acolo cu o ușiță. Și când o deschide ușița aia respectivă din copac, unde era pusă două, trei ceti, vede că înăuntru e ca o cămeruță așa nu mare, un 2x2, poate de 1,5 m. O mică măsuță, un ulcioraș cu apă, un sfeșnicaș și o icoană cu Mântuitorul, iar pe masă scrie așa: aici locuiește jivina pământului, Cristofor Sihastru. Și atunci a cioplit o cruce pe un copac cu toporașul să țină minte locul unde să aducă burețul, scați, pesmeți, pâine, legume, să-i lasă pusnicul acolo. A umblat o lună, două, toată pădurea și a căutat și locul nu l-a mai găsit niciodată. Deci Dumnezeu a ferit locul respectiv de ochii oamenilor. Ce pustinici mai avem astăzi? Sau cel puțin aș spune după că la ora, aș spune că la ora actuală, cred eu că după cum mai aud așa vorbindu-se, prin munții Giumalăului, așa se numesc munții ăștia înalți dinspre Rarău, acum, câte ori fi adevărate, câte ori fi legende, câte ori fi și acoperite de Dumnezeu, spunea cineva dintre călugării sporiți, ultimul pusnic așa care l-a mai avut noi a fost părintele Proclu, care e îngropat pe la Putna, trăia pe undeva prin zona Neamțului, avea acolo o căsuță și mai mergeau oamenii și mai luau cuvânt de folos, deși avea viață pusnicească, mai comunica cu publicul, nu era un om din ăsta sever, ca să spun așa. Dar știu că povestea cineva, n-aș putea să vă spun exact anonim de unde o știu, că a spus așa, că a întâlnit în... Poate dacă nu părintele Ioan de la Rarău este unul din stareții vechi care mai trăiește și astăzi la peste 90 de ani, părintele Ilarion, parcă așa o cheamă, dacă nu mă înșel, Ilarion sau Ioan, asta e numele lui, nu știu exact numele de familie, și spune că mergând odată prin pădure liniștit într-ale lui să se roage, a văzut doi pusnici cu barba aproape de brâu. Și-a întrebat, dar voi cine sunteți? Mila lui Dumnezeu știe. Și-a întrebat, mai sunt pusnici? Sunt și mai bătrâni ca noi, sunt și mai un pic de vârstă decât noi, adică mai tineri. Dar ei nu se arată oamenilor și nu-i treaba lor să se plimbe, zice, prin lume. Datoria lor este să se roage pentru această țară, pentru că această țară e păzită de Dumnezeu. Și spune că au luat binecuvântare și le-a spus că este preot, că este stareț sau cam așa ceva. Și s-au întors și au plecat și s-au pierdut prin pădure și mai mult n-a discutat cu ei. Acum, evident că noi nu cunoaștem milele lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu este peste puterea noastră de a ști lucrurile astea. Și apoi tradiția spune că și Atos ar avea 7 pusnici care nu mai iau contactul cu oamenii niciodată și ei sunt un fel de coroană spirituală a Sfântului Munte, adică când vor lipsi cei 7 pusnici sau 7 înțelepți ai Sfântului Munte care țin echilibru acesta spiritual al mistice și al trăirii, atunci poate și muntele să suporte, de exemplu, ori un cutremur, ori o scufundare. Era o legendă pe care eu am auzit-o în 96 când am stat acolo, că spunea că muntele este cumva ca pus ca pe un picior și când Dumnezeu va cutremura pământul cu un cutremur puternic, piciorul ăla se va rupe, iar muntele pur și simplu se va prăbuși și se va scufunda în mare. Pentru că el ar fi, pe de o parte, din legendele Olimpului, un oarecare zeu a aruncat cu o bucată de piatră puternică de munte după un alt zeu care l-a supărat și era nemulțumit de ceva și așa a apărut muntele Aton. Altă istorie spune că el este ieșit ca dintr-un vulcan, pentru că se vede cum e așa, țuguiat și înalt și restul e în mare. Ce este interesant, că muntele are 2-3 izvoare de apă dulce în mijlocul a două mări sărate. Asta e marea taină. Izvorul de la Gheazmă, pe care l-a făcut Maica Domnului Sfântului Atanasie să nu părăsească Sfântul Munte,
Noi mai parcă am mai vorbit odată de asta. Uh-huh. Și izvorul Sfântului Pavel, pe partea cealaltă, cum se merge la Aton, și că la fel era sete pusnicului, când se urca și mergea pe munte la rugăciune, zice, Maica Domnului, cred că azi n-ajung la Chiliam să mor de sete. Ce a făcut Moise când a setat poporul? A lovit cu toiagul, lovește și tu. Și a ieșit acel izvor de apă dulce pe latura sudică a muntelui spre Sfântul Pavel, de unde se alimentează toate mănăstirile. Acolo, tot muntele când mergi, vezi țevi de PVC înfiletate, toată lumea respectă, nu ca la noi. Dacă ar fi în România, ar tăia și ar lua acasă, ar mai duce, ar mai vinde, ar mai face. Nimeni, este o siguranță de conștiință, nimeni nu s-atinge pentru că rămâne muntele fără apă. Sunt singurele surse de apă dulce. Spuneți că și astăzi mai vin tineri entuziaști. Da, da, avem și la ora actuală avem peste 23, cel puțin eu cunosc 20-30 de tineri care încearcă să ducă o viață pusnicească. Cum apare acest gând? Ce vă spun? El apare deodată din două motive, din lipsa de experiență și din râvnă. Pe de o parte, râvna te îndeamnă să te duci spre pustie. Dar, pe de o parte, lipsa de experiență nu-ți spune ce-i pustia. Și când spun că nu-ți spune ce-i pustia, trebuie înțeles următorul lucru. Un tânăr, dacă îți duce în pustie, ce știe el despre lupta cu patimile? Ce știe el despre lupta cu diavolii? Ce știe el despre ispitirile demonice? Ce știe el despre bătăile dracilor cu toiege de foc, cum îl băteau pe Sfântul Antonie în mormânt? Că te-ai dus în pustie și ai casetofon și televizor mobil și wifi și antenă parabolică și ai magazie plină cu orez și cu pesmeți, că am vizitat 2-3 pusnici din ăștia și am zis, bă, dar trăiești mai bine ca în viața de oște, zic, să trăiască cine te-a alimentat. Și a zis, da, părinte, dar eu mă rog pentru lume și lumea îmi dă. Foarte bine, nu te judec. Dar dacă ai face o liturghie, n-ar fi mult mai primit și te-ai ruga pentru popor decât să pierzi vremea aici, așa, să chiulești, cum se spune. Că nu poți să spui că te rogi când vrei tu, nu poți să spui că te rogi când trebuie, nu poți să spui că ai o rânduială. Pe când în mănăstire, vecernei, vecernie, utrenia, utrenie, liturghie, liturghie, pravila-i pravilă, spovedanie, spovedanie. Da, mă rog, noi nu putem judeca, astea sunt tainele lui Dumnezeu. Și el le așează, el le cărmuiește, vă dați seama că dacă el îi și trimite spre pustie, probabil tot el îi și veghează. Dar ne spune Sfântul Teodor Studitu că e nevoie pentru această trăire de cel puțin 20 de ani de viață de obște. Sfântul Ioan din Munții Sihlei, unul din mari pusnici emeriți pe care le evocă Părintele Cleopa tot timpul și Părintele Ioanichie Bălan și toți pusnicii zonei, toți care l-au auzit de el și l-au știut, era la asemenea sporire că odată lătrând câinii în pădure și descoperindu-l, nu cum spunem noi, vai bine că te-am întâlnit, Doamne ajută, dăm un cuvânt de folos. Oare cu ce am greșit eu azi lui Dumnezeu de m-a arătat oamenilor? Deci asta a fost întrebarea. Deci era o tradiție, ea spune așa, că pe vremea lui Veniamin Costache, marele mitropolit al Moldovei, Agapia din deal, unde astăzi sunt măicuțe, era plină de călugări pusnici, ea fiind mănăstire de bărbați. În urma unei surpări sau nu știu cum ce s-a întâmplat, s-a scufundat mănăstirea cu tot cu o parte din călugări și cu chilii în pământ. Așa a fost voia lui Dumnezeu, nu se știe ce a fost acolo. S-a zidit o altă bisericuță, eu am prins-o pe cea veche când eram copil, azi nu mai este. Și aia s-a dărâmat, s-a crăpat toată. Și că ar fi un blestem în locul acela, știu că e o regulă foarte strictă, la Sfințitul Soarelui nu mai intră bărbați în mănăstire pentru că sunt femei, iar pe vremea când erau călugări, era cum este astăzi Frăsineiul, nimeni n-avea voie să treacă de poarta mănăstirii, era un gard așa înalt la vreo 2 metri din răzlogi, gardul nu era pus ca să nu-l treci, că dacă vrei să-l treci, îl treci, dar să știa că este hotarul și odată cu seara partea femească avea casă în afara mănăstirii, rămâneau acolo în arondaricul ăla și înăuntru locuiau numai călugări, deci era o regulă foarte strictă. Și spune Părintele Cleopa că acești pusnici, când s-a scufundat agapia respectivă, s-au retras toți prin și-au făcut peșteri, și-au făcut găuri, bordeie, și se întâlneau noaptea la Muntele Scaunele. De ce îi spune Muntele Scaunele? Eu am fost în locul ăla, l-am vizitat din curiozitate. E un tăpșan așa frumos în vârful agapii, cum te duci spre agapia, și ca un platou, și ca un fel de masă a tăcerii, cum am vorbit noi la Brâncuș, în grădina Târgului Jiu, în parcul frumos, acolo la cele trei elemente universale ale marului sculptor Brâncuș.
Și era ca o masă imensă de piatră și restul pe cioate de copac pusnice ce se adunau acolo. Pe masa respectivă se făcea liturghia, se împărtășeau, iar în timpul ploios, când nu se putea face liturghia, sau în timpurile rele, geroase de iarnă, coborau toți nevăzuți în mănăstirea Sihăstria, stăteau la liturghie și când se terminau utrenia și liturghia de noapte, plecau înapoi la bordeile lor în muntele Scaunele. Unul din acești pusnici rămași a fost acest pusnic Ioan, pe care duhovnicul mănăstirii Agapea Teodor Varzare, trecând odată să se ducă la spovedit la Sihăstria, îl întâlnește pe cărarea muntelui, fără multă discuție. Bună ziua, bună ziua, Doamne ajută, Doamne ajută. Știu că mergi la Cleopa, la Sihăstria, dar Cleopa nu e acasă, e la Târgu Neamț cu treabă. Întoarce înapoi, dar de unde știi tu? E la Dumnezeu. Dar tu cine ești? Sunt pusnicul Ioan. Păi și cu ce trăiești? Cu mila Dumnezeu. Cu ce te înverești? Cu mila Dumnezeu. Ce mănânci? Cu mila Dumnezeu. Și atunci Teodul Varzare se întoarce înapoi, își pune un coș cu pesmeți, cu bureți uscați, cu fructe uscate, cu tot felul, cu pâine uscată să-i aducă. Și iarăși se întâlnește cu el în vârf de al și a spus, da, ți-am spus eu să-mi aduci mâncare. Dacă vrei să-mi aduci ceva de folos, adu-mi două topuri de hârtie, două calupuri de hârtie de astea, cum să vinde, împachetată albă, și adu-mi niște penițe de scris și cerneală, atât, nu vreau altceva. Și a zis, bine, dar cu ce te înverești? Cu cerul. Și ce pui sub cap? Mila Dumnezeu. Și ce mănânci? Tot cu mila Dumnezeu. Și a zis, părinte, sunt prea mic la minte ca să înțeleg ce îmi spui. Lămurește-mă. Și a spus, stai aici pe cioată. Și a spus, sunt oameni care mănâncă toată viața, proteina animală, carne, lapte, brânză, ouă. Aia nu sporesc niciodată. Aia sunt oamenii și creștinii de rând care trăiesc viața în mod obișnuit. Vin apoi vegetarienii, cei care noi vorbim astăzi, am întâlnit vegani, ai cu totul altceva. Da. N-au treabă cu vegetarienii ortodoxi, care trăiesc numai din hrana aceasta, din fructe, din legume, din orice făcut de mâncare vegetală. Zice, ăștia se curățesc de patim și încep să strălucească puțin în rugăciune. Dar dincolo de aceștia, zice, sunt patru trepte care cine le atinge cunoaște pe Dumnezeu. Cerealierii, care mănâncă numai boabe muiate, semincerii, care mănâncă numai semințe de la tot felul de fructe, apoi sunt cei cu hrana uscată, care mănâncă pe smet muiat cu puțin oțet și apă, dar într-o cantitate foarte mică, și apoi cei ce trăiesc cu sfintele taine, adică slujesc și se împărtășesc din potir, consumă potirul. Iar dincolo de aceasta este mana dumnezească și el îi spune cu mila lui Dumnezeu, m-a ajutat Hristos să ajung la această măsură, de aceea mie mâncarea nu mai îmi folosește. Și atunci și-a dat seama Teodor Varzare cu ce om s-a întâlnit în Munții Silei, cu ce mare om. A dorit să-l mai întâlnească vreodată și nu l-a mai întâlnit niciodată. V-ați gândit vreodată la pusnicie? Nu. Nu, am stat 6 luni în Atos, am experimentat pusnicia tot cu duhul de a fi pusnic și de a fi... Aveam, cred că 30 de ani. 28, 29, 30 cred că aveam. Da, dacă e 96, 65, 30 spre 31. Și m-am dus în Atos cu ideea de a rămâne acolo pentru totdeauna. Mi-amintesc că în clipa când am călcat în Atos, am luat o piatră, am pupat-o, deja trăiam eu niște. Și am rămas mirat când în Careie am văzut pe greci fumând trabuc și așteptând la mașini să îi ducă pe închinători, pe vizitatori, pe unde au nevoie. Și am mers la un grec de ala și am spus, schitu prodromul. Și el a spus, 500 drahma, dar mă rog, ce a spus el acolo, 200 sau mă rog, eu cum se spune în limba lui grecească, nu știu. Și mi-a luat aproape toți banii care îi aveam. Și m-a dus și m-a lăsat la prodromul. Ei, am stat 6 luni, că știu că am cunoscut 2 părinți foarte buni care mi-s dragi și în ziua de azi, unul nu mai trăiește și unul trăiește, părintele Iulian, care trăiește și astăzi, are vreo 90 ceva de ani, un călugăr extraordinar, crescut de părintele Cleopa din Botoșani, primit în mănăstire când era stareț părintele Cleopa și dânsul avea vârsta de 13 ani și acum are 94 sau 95. Deci și încă trăiește și călugăr în Sfântul Munte și de vreo 60 de ani, 70 de ani preot. Deci pe el l-am cunoscut, el mi-a povestit toate întâmplările astea frumoase cu părintele Cleopa din care noi am mai vorbit.
Și l-am cunoscut pe părintele Petroniu, un desăvârșit, aș spune, stareț. Din ce punct de vedere? Al ordinii, adică el n-arunca bani pe fereastră, cum se spune, nu cheltuia decât exact ce trebuia. Făcea lucruri oricât de grele, cu o ușurătate extraordinară, adică prodromul era în plină construcție și se muncea acolo zi și noapte. Era prezent la toate slujbele, îl vedeai stând numai în picioare, îl vedeai făcând liturghia la 70 ceva de ani, că așa l-am prins eu când m-am dus în NATO, s-a murit și el tot pe la 96, cu 2-3 ani, nu știu exact cât are, de când a trecut în veșnicie. Și l-am mai cunoscut pe părintele Macarie, unul din ucenicii vechi, tot ai părintelui Petroniu și ai Sihăstriei, care plecase tot la Sfântul Munte atunci în 75, când s-a dat dezlegare de către Ceaușescu să nu se pustească schitul românesc prodromul. S-a făcut o adresă către București. Domnule, este mărturia noastră românească, am avea nevoie niște călugări. S-a dat drumul la vreo 10 monahi care acolo au rămas și au statornicit locul și l-au făcut frumos, o bijuterie. Și părintele Macare, el avea un stil, de câte ori mă întâlnea, băi, ai o lună de când ești la noi, nu te-ai gândit să pleci acasă? Ba, m-am gândit, părinte, dar încă nu mi-a venit. Băi, ai 2 luni de când ești la noi, nu pleci acasă, ai 3 luni de când ești la noi, ai 4 luni de când ești la noi, ai 5 luni de când ești la noi. Și când mi-a zis atunci, băi, ai 6 luni, mai stai mult? Zic, părinte, puteam să plec din prima zi, dar am vrut să mă conving că ce am văzut e adevărat. Și nu-mi pare rău că am stat, dar de dus tot mă duc. Și am plecat, adică n-am stat. Dar el era un stil, hai, dacă pierzi vremea, ce stai? Adică nu pierde timpul. Și tot mă întreba, nu vizitezi Sfântul Munte? Nu, zic, eu am văzut tot Sfântul Munte aici la prodromul, n-am nevoie. Niște oameni extraordinari, adică iubitori de rugăciune, iubitori de... Așa, în ce consta disciplina monahală? Slujba era slujbă, munca era muncă, timpul liber era timpul liber, timpul de citit, de citit, de muncit, de muncit, de dormit, de dormit. La asta mă refer. Adică nu se făcea ceva ce fac îngerii, dar nu puteai face ce fac îngerii, că asta fac îngerii. Dar puteai să-i emiți pe îngeri, că aveai această posibilitate. Și până la urmă fiecare călugăr este cu misiunea lui. Nu neapărat cu misiunea lui. Deci, într-o mănăstire, se disting fețele mistice, le deosebești. De exemplu, și eu cunosc câțiva călugări cu înclinație mistică, dar de câte ori au pomenit de pustie, am spus, frate, ai închidie pustie, duci-te închide, citește psaltirea, nu da drumul la nimeni, roagă-te, vină la slujbă, pune capul în jos, du-te înapoi la chilie și cu asta basta. Da, dacă mi-aș face un loc izolat, dar de ce să-ți faci tu un loc izolat, să intre dracu acolo, să te chinui, când aici ești sub pază, ai liturghie, ai spovedanie, ai duhovnic, ai unde te dezlegai, unde te asculta dumnezeiască liturghie, unde te împărșiți umblitoile. Da, vine cineva și mă împărtăși, dar să bată cineva drumul după tine, că nu ești tu regere. Stai aici, la munte, nu umbla tu Mahomet de aiurea pe coclaură. Ajungem și la finalul emisiunii și aș vrea să ne întoarcem în punctul din care am început această emisiune, la mesajul pe care vi-l relatasem din partea doamnei respective, care întreba cum ar putea să gestioneze o astfel de situație când fiul ei vrea să fie călugăr, nu doar călugăr într-o mănăstire, ci pustnic. Dacă doamna mai are copii, să-l lase în pace, să aleagă el cum alege. Și când spun lucrul ăsta, dacă în Cartea Vieții lui Dumnezeu este scris ca el să fie călugăr, va fi. Și când spun lucrul ăsta, spun ceva din punct de vedere personal. Mie, dacă mi-ar fi spus cineva înainte de armată sau după armată imediat că am să merg la mănăstire, n-aș fi crezut niciodată. N-aveam ideea asta. Dar în momentul când mi-a încolțit ideea asta, eu nici n-am spus la nimeni, am dispărut fără urmă. Adică n-am făcut cum se întâmplă azi, mă duc să iau binecuvântare de la episcopul cu tare, de la duhovnicul, n-am spus la nimeni. M-am fost la duhovnicul nostru care avea și am zis, părinte, uite ce gând mi-a venit. Eu am fost la Sihăstria, l-am văzut pe părinte Cleopa și mie mi-a plăcut omul ăla extraordinar. Eu m-aș duce la Sihăstria și aș sta o vreme acolo ca să stau în preajma lui, să mai învăț ceva. Și părintele care stătuse în Sihăstria, că era călugăr de sihla, ucenic, a părintelui Paisiu Alaru, părintele Pamvo, a trecut în veșnicie, săracul a murit de tânăr, de o boală de asta, de plămâni foarte ciudată, s-a stins pe la vreo 40 ceva de ani, îmi spune, da, du-te în Sihăstria, ca oi, au vaci, nu, nicio problemă, e bine pentru tine acolo, tu oricum ai liceu zootehnic, nu se potrivește altceva. Și nu știu dacă a spus-o ca o prorocie sau a spus-o neapărat ca o jicnire, eu n-am luat-o nici într-un fel și nu m-a deranjat.
că i-am spus, da, știu ce, dacă șalea trebuie să le îngrijească cineva. Și într-adevăr, am stat un an la oi și doi la vaci, păi am plecat la Bârnova. Dar vreau să spun că el mi-a spus, dacă o faci, fă-o, tu răspunzi dacă iei decizia asta, numai gândește-te bine că asta nu e o glumă. Și după el, bunica mea, când a venit în vizită la mine după vreo jumătate de an, când a aflat unde ești la mână, zic că eu aminții că-s pe Oltenia, pe undeva să nu mă caute. Și nu m-am văzut în ograda mănăstirii, eu am văzut. Zic, da, ce faci pe aici? Da, tu cine ești? Ei, da, cine aș putea să fiu, dacă te întreb eu ce faci? Și ea îmi spune, cât nu-i nimeni lângă tine, vreau să spun ceva. Dacă te-ai pornit pe drumul ăsta, ai să stai înapoi, să nu te întorci, că cu Dumnezeu nu-i de joacă. Asta a fost vorba ei, mai mult eu cu ea n-am vorbit altceva, pentru că ea după aia s-a dus acasă, dar eu n-am mai fost pe acasă pentru că ea a și murit. Eu nici n-am ajuns la mormântare ei, era o conjunctură, era iarna, pe vremea aia nu era ca acum atâtea mijloace de transport prin 90 ceva. Da, da, și am zis că zic, băi, n-a rost umblu două zile pe drum, dar ea mi-a zis că între ea, e, degeaba țin eu la tine, că tu nici la mormântarea mea n-ai să vii. Și pe urmă mi-am dat seama că au avut dreptate, eu prorocit ideea asta. Dar ea a fost cea care a fost super împăcată cu ideea că eu am luat decizia asta. Și că stai liniștit, las că e nevoie și aici de oameni. Aici să stai, să nu umble aiurea. Dacă ai venit aici, aici să rămâi. Știți că mai sunt părinți care își doresc ca ai lor copii să aibă o relație apropiată cu Dumnezeu, dar să nu fie preoți, ori călugări. Mama care dă un copil lui Dumnezeu, 7 neamuri își scoate din iad. Deci nu se pune problemă. Și dacă Dumnezeu vrea o prescură vie din casa ta, o ia singur, fără ca să te întrebe. Poftim, domnul Cotescu și cu doamna, doamna e actriță, Valeria Seciu. Nu, unicul lor băiat e călugăr în Sfântul Munte, la Vatopedu. S-au dus și a spus, vai, vino să te fac actor, că mama și tata e actor. Nu, el și-a ales vocația. Și trăiește acolo și e renumit, e cuvios, e trăitor, îl vizitează lumea, ia un cuvânt de folos. Dumnealor sunt speța lor în arta asta cinematografică sau ce fac ei, cum se cheamă actori, care-i treaba? Când are Dumnezeu, deci luat prescura, el și-o culege, nu? El întinde mâna după ea, nu hotărâm noi. Am ajuns și la final de emisiune. Deci doamna să nu fie tristă, să nu fie supărată și să nu-i pară rău, să-l lase în pace, că el dacă nu are lămurirea înăuntru și se izbește de anumite realități, că nu te călugărești mâine dimineață și nu te pusnicești mâine dimineață, e o perioadă de probă în care tu începi să vezi ce-ți place și ce nu. Și s-ar putea să-i treacă. Iar dacă îi rămâne acest lucru, înseamnă că e Dumnezeu la mijloc și nu ne putem noi opune. Spune Nicodim, spune și cu Iosif, sfetnicul de taină ăsta care la Iosif din Arimatea. Dacă este de la oameni, sunt prăștii și dacă e de la Dumnezeu, va dăinui. O ultimă întrebare pe care mi-am amintit-o acum. Sunt și bărbați care au dus o viață normală, au avut familii, copii și la final ajung să-și doresc să fie puternici. Nu-i rău, sunt foarte rare cazurile, sunt. Eu cunosc doi oameni foarte buni ca și călugări, care și-au căsătorit copii, i-au pus la casa lor și acum au câțiva ani de mănăstire. Dacă v-aș spune că la mănăstirea Lepșa, Maica Agafia, nu Agafia o cheamă, e Praxia, a crescut 9 copii, a căsătorit pe toți și are și 30 de ani în mănăstirii, mă crezi? Și face de 30 de ani mâncare la mănăstiri, la bucătării, cu aceeași dragoste ca în prima zi când a intrat în mănăstiri. Maică stariță, gustulea că boșul ăsta, să vezi doar, le place la maică, ori nu-i prea acor, ori nu-i prea dulce. Dar lasă-l, maică, cum a fi? Hai, maică, gustă, ca să nu superi Dumnezeu, zic că n-am făcut cum trebuie. Și are 90 de ani aproape. Da, și și-a căsătorit 9 copii și apoi are și 30 de ani de mănăstire. De ce să nimirăm? Cum spune Apostolul Pavel, când pe toate le-ați făcut, slugi netrebnici să vă chemați sau să spuneți pe astea trebuia să le fac și pe astea nu trebuia să le las, sau putem să auzim de la Dumnezeu acea frumoasă vorbă care și-o dorește fiecare. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține te-am pus, peste multe te voi pune. Hai în bucuria stăpânului tău. Vă mulțumim foarte mult! Cu respect celor ce ne-au ascultat și toată bucuria și mântuirea!
Părintele Calistrat a fost alături de noi. În fiecare joi de la ora 12:30 avem această emisiune cu Părintele. Nu uita să dați un like și un share pentru ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume și rămâneți, bineînțeles, în continuare alături de echipa noastră, pentru că de la ora 15 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu, Valentin Huțanu. Noi ne vedem mâine la 13. O zi frumoasă!